tilt Q e atunci când tu joci prost, pierzi și dai Q instant în speranța că o să câștigi următorul meci. Dar tu ești tiltat de la meciul trecut și o să joci mai prost. Vrea Word? Iartă-mă pe mine. A, ei i-au pus Word. Unlucky. Nu mai merg acolo. Ce nașpa e că n-am două monitoare, că meciul ăsta cu Malfite nu o să fac nimica, practic. O să stau să farmez. Vine ziua mea pe 5 aprilie. Mi-a promis că mai îmi iau un monitor. E... O să am două monitoare, o să fie live-urile mult mai planao. Că o să pot în meciurile astea în care mă joc contra lui Malfite sau lui... Eu știu cine care nu mă lasă să joc. El îmi ia counterpick. Mă rog, nici counterpick Malfite, dar mai ales early game, e super slab Aatrox. Și și nu prea pot să-i fac nimic în momentul ăsta. Tot aștept level 4, cam pe la 4 e power spike-ul lui Aatrox. A, bine, uite-te și tu, asta mă enervează la Aatrox. Am cooldown mare și Vi vine, dar eu nu mai am cooldown-uri. Eu nu mai am niciun cooldown acum. Adică și dacă sunt acolo, nu scoatem nimica. E nașpa că nu, că-mi dă ping, că-mi face gang fix după ce mi-am dat toate abilitățile, știi, zic? Pot să-i dau eu acum un combo. Ratat primul Q. N-a fost rău. Puteam chiar să continui că mi s-a procuit Conqueror-ul, dar nu știu unde-i jungla lor că dăduse vision-ul ăla. Cred că mă baituiește, nu știu de ce. Am o impresie mare că mă baituiește, plus că nu le văd jungla. A, e Wukong acolo, l-am văzut, gata. Ok, mă sar pe el. Aia zic. Ia-l pe ăsta. Și încă una. E un pic greuț, trebuie să... Îi prind un Q1 repede. Și-a dat flash-ul, nu cred. Nici măcar nu mi-am dat eu, băi. Ba, m-am transpirat de râs. Ai, de gaură. Bă, lane-ul meu câștigă. Ba, nu, mid-ul câștigă, ce naiba. A, e Vicu, e aici. A, pierde acum, că a venit la... A venit la gang cu Kong. Counter gang, că i-a omorât pe toți trei, frate. Nu-l mai văd. Am ratat Q-ul ăla. Dacă e bine, trebuie să mă grăbesc mai mult cu Q-ul ăla, că îi dădea mult mai mult damage. Bing shilling oricum. Cred că am, da, am second wind și îmi fac viața mult mai forță decât... Mamă, câte dust-ai am prins. Nu! Ce? Ce? Ce are, bă, phase rush? N-are phase rush. Cum ieși, mă, din ăla? De ce omul meu nici dreapta, nici stânga s-a dus în față și mi-a ieșit din W? Față și gura ta. Mi-a ratat W, mă, by the way. E bine că via mea n-a mai rămas acolo, s-a dus pe mid. Au luat kill măcar, e ok. Mă vede ea, mă. N-am W-ul. O secundă să aveam W-ul și cred că omoram. În cazul în care n-avea flash-ul, desigur. N-are R. M-am grăbit din nou. Wukong e aici, acolo e... N-are... Bine, echipa mea câștigă pe alte linii. Grăbesc Q ultimata asta. A, nu e panică. Faza e că Wukong aici, non-stop. Ah, am grăbit ăla. Nu e rău. Normal că i-am dat mai mult damage decât mi-a dat el mie. Ok. Nu te-am bătut eu până acum că stă Wukong pe aici non-stop. Și că mi-ești din abilități cu movement buff-ul tău de te miști, să nu te mai prinde nimeni. Nu mă bag pe el pentru că... Dar vreau să iau plate-ul ăsta. Nu cred. Nu cred, vere, pentru un plate am făcut asta. Acum e ok că câștig echipa mea. Am vrut să iau și-o plate-ul ăla, dar asta încă e panicat de mine, by the way. Iar nu, tot nu se apropie de mine. Ceea ce e și bine, și așa trebuie să fii de tang tu tău. Cum am ratat al doilea Q? Trebuie să joc la farm. Că odată ce am Black Cleaver-ul, îl termin psihic. E că aici e mort. Da. Sau nu, că e malfight, dar combo perfect. Măcar îl țin sub turnul, Kong-ul lor era la Drake, deci pot să-l pușez pe ăsta în continuare. Murim? Nu murim.
Murim noi, el nu. Da, e greu cu râu. Îmi iese repede din W și nu fac absolut nimic. Bine, nu ar conta că e un pișat în late game. Nu există malfite. Cum are eu știu să mor de la malfight-ul ăsta, numai eu știu. Bă, da, greu moare, mă, Cannon ăsta. Nu pot să bag Cannon și vreau să-l bag pe malfight. Îmi pușez un wave și-mi dau back. Am Black Cleaver-ul și începe mai zbor în gauntlet. Let's go. Acum rămân pe top, la un moment dat dau și turnul și încep să mă rotesc. Gata, nu mai bag cu el sub turn, că n-are sens, are Iceborne Gauntlet, are Plated, chiar dacă am Black Cleaver, nu mă bag cu el. Boom! Boom! Bine echipa, bine echipa, let's go. A dat flash-ul. Bravo. Am venit la Ravage aici, pe mid lane. Bravo, mă dispușez stop-ul. Free Drake în 5 de secunde. Cred că o să mă duc și eu la bătaia aia, că am teleport. Și ar fi păcat să nu... Aș putea să-mi activez râul, să iau ăsta mai repede. Dar-l iau oricum. Coi. De ce nu-l mai atacam? Mi-am dat un căcat de abilitate. Na, că mi-ai subt-o. Cu tot cu Iceborne Gauntlet, Warden Mail și Plated Steelcaps. Backseat Gaming. Ok, haide. Bine. Nu cred că îl prindem pe un Kong, dar ar fi huge că luăm Baron, by the way. Ăla e mor. Nu și-a dat W-ul. Bravo. Bravo. By the way, Free Drake. Nu așa un kill. Hai. Nice, 1400 până la Iceborne Gauntlet. O să mai iau un wave pe top lane. Red. E risky, dar nu, o să mă duc să ajut aici. Oh, venim? Ok. We are coming. Aia zic. Shish. Ce tare e Aatrox în teamfight-uri. Nu cred că există un campion mai tare în teamfight-uri decât Aatrox. E prea și mega, chiar vere. Oh. Boom. 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 Le pică turetele. Tot e. Tot e turetele. Și-am plecat. V-am pupat. Iceborne Gauntlet e pe cap. Eu să mă duc top și în cazul în care e nevoie de TP-ul meu, o să-l dau. Support gap. Serafin support. Se dă endu? Se dă. Nu știu de ce mai dau tureta asta, dar să fie. Na, nici nu mai e. Oricum dădeau surrender. Și oricum, ați văzut cât de puțin damage dau în turete cu Aatrox?